Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul să îți transmită în acest moment în care tu ai intrat pe acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. Le poți asculta pe ambele și să-mi spui care număr este mai apropiat de situația în care tu te afli. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra mov. O să te rog să alegi intuitiv și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 1, piatra galbenă. Începem cu un mesaj din partea oracolului, să vedem ce trebuie tu să cunoști în acest moment, care sunt energiile pentru tine. Ce trebuie să știi? Hai să vedem. A ieșit un mesaj foarte interesant. Oracolul spune să te aștepți la schimbări puternice sau la o schimbare puternică în viața ta. Este vorba despre un nou capitol. Da? Avem aici o lună nouă, o eclipsă. Foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Deci ceva important care se întâmplă în viața ta. O schimbare mare. Uite, poate să fie ceva important în preajma unei luni noi. Da? Deci filmarea este valabilă din momentul în care tu o vezi. Eu acum când filmez, chiar urmează o lună nouă. Și avem următorul mesaj. Să crezi în imposibil. Și avem o lună albastră, deci din nou acest mesaj puternic pentru tine, să crezi în imposibil, pentru că schimbările cu siguranță apar în viața ta. Hai să mai vedem un mesaj. Avem următorul mesaj pentru tine și anume să te uiți la imaginea de ansamblu, imaginea mare, să nu te pierzi în detalii. Avem o lună plină în Săgetător. Mai simt să-ți spun că este bine să visezi departe, să visezi mare. Și mai ai un mesaj important și anume să găsești un echilibru între spiritual și material. Sunt aici să transmit următorul mesaj pentru cineva. Este important să meditezi, este important să te rogi, este important să vizualizezi, să faci afirmații, însă este important, da, să pui și în practică. Spre exemplu, dacă tu faci afirmațiile respective sau meditațiile respective pentru un proiect, e nevoie să te și apuci de acel proiect. Practic, cu ce ai tu atunci la îndemână, nu contează, improvizezi. La fel și într-o relație, îți dorești pe cineva, bun, faci meditație, faci curățări, îți atragi sufletul pereche, te rogi, orice, e binevenit. Cu ce rezonezi tu, aia e bun. Dar e nevoie și tu să te aranjezi, să ieși în lume, să socializezi, să încerci să comunici cu oamenii. Asta simt aici să transmit pentru cineva și mai sunt ghidată să extrag un ultim mesaj și apoi vedem și tarotul ce transmite. Deci e clar o schimbare. Un nou ciclu romantic, da, care începe, avem aici. Deci fie o resetare într-o relație, o nouă relație, o lună nouă în balanță, avem aici. Sau un nou proiect foarte drag sufletului tău. Și este un moment în care ți se cere să oferi și tu, să oferi iubire celorlalți, să oferi iubire Universului, tocmai pentru a primi și tu. Hai să vedem acum și tarotul ce transmite. Hai să vedem puțin ce vrea să spun. Wow. Au ieșit două cărți din pachet. Se pare că această schimbare puternică, în unele cazuri, atenție, are legătură cu un rege de bâte. Poate să fie o persoană cu marcaj pe foc, deci leu, berbec, săgetător,
Sau poate să fie vorba despre o persoană energică, plină de viață, cineva care este mereu glumeț, care face sport, este activ, persoana asta știe bine să negocieze, știe bine să te convingă. Și mai văd că acest rege de bâte renunță la ceva. Poate tu renunți la acest rege de bâte. 8 de cupe poate să însemne și despărțire, dar poate să însemne și acel moment în care spui, uite, gata, dăm uitării tot ceea ce a fost rău, toate cele clipe mai puțin plăcute și mergem mai departe împreună. Sau poate să însemne mergem mai departe, dar pe drumuri separate. Hai să vedem în continuare. Poate să fie ceva legat de o afacere pentru unii. Și avem aici clar un 10 de spade. Deci aici apare un sfârșit, da? Deci se termină ceva din trecut. Se termină ceva ce a durut. E clar acest lucru. Fie că este legat de muncă, fie că este legat de viața ta privată. Și văd aici foarte multă pasiune, foarte mult entuziasm. Deci, simt aici că unii e nevoie să faceți pace cu trecutul. Uite, în final mi-a ieșit un 6 de bâte pentru tine. Deci, este ceva benefic care se întâmplă. O victorie, o oficializare a unei relații, ceva ce se termină într-un mod pozitiv. Nebunul, deci se accentuează acest mesaj de nou început. E judecata de apoi. Pentru tine este clar aici că urmează o discuție clarificatoare cu cineva anume. Te revezi cu o persoană. Stai față în față și vă spuneți un adevăr, spuneți lucrurilor pe nume, fără perdea, fără nimic. Am luat de această dată un oracol special. De dimineață tot mă uit la el. Și am simțit nevoia să-l încerc acum cu voi. Să vedem ce mesaj are. Și au ieșit două mesaje. Este vorba despre cineva care, uite, renunță la o familie sau cineva care renunță la o idee. Poate unii e posibil să auziți de o despărțire. Pe de altă parte, este vorba despre niște probleme pe care cineva aici le are în plan personal, mai văd eu. Și mai avem încă un mesaj care vorbește despre o nouă iubire care este foarte aproape de tine. Numărul 30 și numărul 26. Mai vreau un mesaj. Să vedem. Două mesaje au ieșit și de această dată și vreau să vedem că asta e ca o surpriză, extra joker a ieșit. Deci n-am scos jokerii, dar e o carte importantă, deci s-a așezat exact pe arcana majoră nebunul. Dragilor, aici e clar că o surpriză uriașă veți avea, dacă nu aveți deja. Și a ieșit din nou a doua carte care la fel. Deci este un moment transformator, e un câștig mare, e o eliberare pentru tine. Este o veste care te va mira foarte mult. Și are legătură cu o decizie pe care fie o ia o parte masculină, fie este o decizie pe care tu o iei. Hai să vedem. Încă două mesaje am cerut extra pentru tine. Și avem aici un prieten care ți este alături. Poate este un prieten care acum are curajul și îți pune în față, da? Sau poate să fie o discuție prietenească. Și mai avem onoare, recunoaștere, un succes în afaceri sau o bucurie mare. Foarte frumos. Deci un mesaj pentru cineva. Bun.
Hai să vedem și un mesaj din partea îngerilor romantici, un ultim mesaj pentru tine. Au ieșit două mesaje. Primul spune despre un flirt. Deci poate vei rămâne surprins de acest flirt sau de această propunere pe care cineva ți-o face și ți se spune că deja ai întâlnit acea persoană care este potrivită pentru tine. Se spune clar aici că această persoană este destinată. Deci dacă ești o persoană singură, e clar că apare cineva. Și e un flirt care se pornește foarte rapid. Foarte, foarte rapid. Văd aici o întâlnire importantă pentru tine. Poate este o întâlnire romantică, poate este un interviu la care mergi, o întâlnire puternică și văd aici un obstacol, da? Poate este cineva care este ca un obstacol în calea iubirii tale, în calea vieții tale, da? Și mai văd aici încă un personaj. Ăsta e un șef, e un rege de gheață, e o persoană detașată. Văd un bărbat care are niște probleme sau are niște lucruri de rezolvat în acest moment. Și a mai ieșit o femeie matură, o femeie puternică și avem aici o relație serioasă, un parteneriat, o căsătorie. Mai văd în unele cazuri și un blocaj legat de bani sau legat de partea aceasta profesională, deci ești legat cu cineva prin partea profesională sau faptul că aveți astfel de activități în comun, da, poate să, știu eu, să blocheze relația, da? Dar văd clar că ceva se deblochează aici, ceva se rezolvă, pentru că ai parte de o surpriză foarte mare. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1, acestea au fost mesajele din partea Universului. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag și te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și astfel mă puteți ajuta, astfel îmi puteți mulțumi. Și vă aștept cu drag și la un alt număr sau la o altă citire. Iar cei interesați, vă aștept cu drag pe celălalt canal de YouTube, acolo aveți citiri pe zodii. Da? În fiecare zi avem citiri, previziuni, avem și pentru fiecare săptămână, pentru fiecare lună. Ai link în primul comentariu și te aștept cu drag și acolo dacă ești interesat. Da? Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Chiar o citire drăguță la voi. Continuăm. Foarte interesant. Continuăm cu cei de la numărul 2. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 2. Să vedem pentru voi, în primul rând, ce mesaj are oracolul. Ce trebuie să cunoașteți în acest moment? Care sunt mesajele? Hai să vedem. A ieșit primul mesaj pentru tine. Ți se spune că norocul este de partea ta. Avem o lună nouă în Săgetător. Ai un obiectiv înalt, da? E ceva important ce tu pornești aici. Ceva serios, ceva pasional. Cineva ți atrage curiozitatea, vrei să explorezi domeniul respectiv, persoana respectivă. Văd și o conexiune cu o persoană foarte pozitivă din fire, da? Și uite, se repetă mesajul care a ieșit și la numărul 1 și anume că e bine să crezi în imposibil și avem o lună albastră. Avem încheierea unui ciclu, încheierea unui proiect, încheierea unei situații. Au mai ieșit două mesaje, deci din nou o lună plină în Săgetător de data aceasta. E clar că ceva se finalizează pentru tine. Ți se spune să privești imaginea de ansamblu a unei situații, să nu te pierzi în acele detalii, că nu te ajută cu nimic, să nu vezi lucrurile superficial. Și apoi mai avem o lună plină în Fecioară și ți se spune că tu ești suficient de bun. E nevoie să te valorifici, ești suficient de bun. Dacă stai să vezi imaginea de ansamblu, dacă te uiți la detaliile din viața ta, normal că nu ți se par ok. Fiecare om are calități, are defecte,
Cineva te valorifică aici. Și mai este un mesaj foarte important pentru cineva, și anume o lună plină în Scorpion, care vorbește despre faptul că este timpul să elimini negativitatea. Da? Să începi meditația, să începi să vezi lucrurile diferit. Pentru tine este clar că e o perioadă în care se elimină acele lucruri negative din viața ta. Și am mai cerut o carte și avem o lună plină în Leu și se mai spune să nu lași mândria în drumul tău. Cineva este pe extreme, nu știu, ori e cineva, păi deci fie e vorba de două persoane aici, deci o persoană mai apropiată de natură, este o persoană mai iubitoare, o persoană mai retrasă, muncitoare, da? Și mai văd și o persoană care îi place mereu să se arate, îi place mereu să se afișeze, parcă sunt două energii diferite. Da? Și avem, uite, din nou, la baza pachetului, exact același mesaj care a ieșit și la numărul 1. O eclipsă, așteaptă-te la schimbări mari, la schimbări puternice, un nou început. Hai să vedem tarotul ce zice. Sunt curioasă. Norocul e de partea ta, uită-te la imaginea de ansamblu, ești suficient de bun și nu lăsa mândria să fie în drumul tău. Aici o carte, 9 de monede. A început citirea și e bună. Și avem și pajul de spade. Văd aici o bucurie pentru tine legată de o sumă de bani. O bucurie pentru tine legată de un proiect. O încredere mai mare pe care tu o ai în tine. Poți să ai parte de un noroc financiar. Valetul de spade vorbește despre faptul că tu vei da dovadă de curiozitate în legătură cu o persoană sau chiar cineva va dori să te cunoască mai bine. Într-o relație, aici pot avea loc tot felul de discuții clarificatoare. Iar dacă e vorba de muncă, văd aici că îți cauți un loc de muncă sau studiezi ceva, vrei să faci ceva mai mult de atât. Văd un rege de spade, în schimb. Este o persoană care pe tine te ghidează, care pe tine te ajută mult. Da? Însă vezi tu, persoana asta are și interesul său. E cineva care tot evită aici să ia o decizie. Sau este o persoană nehotărâtă care, știu eu, te determină pe tine, da, să te duci să vezi de ce nu ia decizia sau de ce ești în așteptare. Apoi avem arcana majoră, diavolul. O conexiune cu zodia Capricorn pentru unii, dar văd aici că în această situație cineva va afla de o relație toxică, cineva află de o atracție mare, cineva află de o manipulare. Marea preoteasă, este clar. Deci, dragilor, aici se află un secret. Se află un secret. Cineva află un secret. Și este ceva legat, uite, din nou, deci de o energie masculină. Poate să fie o persoană care se simte puțin dezamăgită privind o situație tensionată, da? Și care acum este într-o așteptare sau oricum se află într-o vacanță, se află într-o perioadă ciudată. Au ieșit două mesaje, da? Și avem judecata și 8 de cupe. Deci această situație se clarifică, da? Au mai ieșit aceste cărți, două cărți și la primul număr, deci poate e nevoie să asculti de acolo, dar aici este vorba despre o întâlnire în cadrul căreia vor avea loc niște discuții sincere și se va cântări foarte mult tot ceea ce s-a făcut până acum. Adică persoana asta va analiza foarte mult ce ai făcut tu până acum, tu la fel vei analiza ce a făcut omul ăsta până acum și avem un 8 de cupe, fie se renunță aici la ceva, deci se închide o etapă, fie e ca și cum mergeți mai departe, însă printr-un compromis cumva. 5 de monede, asul de spade. Uite, deci e o persoană aici care vrea ceva serios și care nu mai acceptă astfel de situații, astfel de lucruri. Da? Hai să vedem puțin și acest oracol ce zice.
aici o bucurie mare legată de bani, legată de o persoană importantă, o persoană stabilă, cineva care știe bine ce vrea. Poate te interesezi de o casă, de o sumă de bani pe care o aștepți, da? Sau încerci să vezi cât contezi tu pentru acel om. Următorul mesaj, a ieșit copacul, da? Uite, văd aici sănătate, da? Scopuri împlinite, deci lucruri pozitive pentru tine. Ceva se stabilizează, ceva e de bine, e o victorie. Avem numărul 48, numărul 1 și numărul 5 până acum. Și uite, am întrebat ce se întâmplă aici. Wow. Bun, tu aici vei avea o întâlnire cu cineva, fie la muncă, fie în viața privată, undeva. Poate să fie și o discuție telefonică. Da? Este o scrisoare pe care o primești. Un noroc neașteptat și niște discuții care au loc, da? Și văd un noroc. Un noroc, dar și niște secrete pe care tu le afli. Și ceva se află. Deci ceva legat de o femeie, ceva legat de o discuție și uite, ți-a ieșit ție extra jokerul ăsta, adică e o surpriză foarte mare, e ceva extrem de profund, extrem de intens. Chiar nu am vrut să scot aceste cărți. Da? E ceva pentru inima ta. Sunt niște discuții aici intense legate de familie, legate de un grup important de oameni. Hai să vedem. Încă un mesaj, simt să extrag un ultim mesaj din acest pachet. Două au ieșit. Uite, o nouă dragoste văd aici pentru tine sau o nouă etapă. Și a ieșit și inelul. O căsătorie cu bani, o căsătorie fericită. Foarte interesant. Deci aici e ca și cum apare o nouă etapă, fie în relație, fie apare o nouă persoană, un nou parteneriat, un loc de muncă. Hai să vedem și îngerii romantici ce zic inițial, ce spun ei. Îngerii romantici amplifică acest aspect și anume văd aici niște probleme în familie pe care cineva le are sau niște probleme cu un părinte și aici trebuie iertat omul respectiv. Îngerii spun să ofere acestei relații o șansă și să-ți deschizi mintea pentru că sufletul tău pereche se pare că este diferit de tiparul tău, da? De ceea ce aștepți tu. Pentru că văd aici clar o decepție, da? Cineva care a purtat o mască falsă într-o relație sau cineva care te-a mințit în legătură cu o situație. Hai să vedem. Surpriza, da? Ce spune acest oracol? Văd aici o flacără geamănă, da? O persoană care seamănă foarte mult cu tine și văd o relație deschisă, o relație foarte sinceră. Un suflet pereche. Uite, dacă ești bărbat, ceva legat de o femeie mai tânără, o femeie care cântă, vorbește, e o persoană energică, plină de viață. Și mai văd o persoană brunetă, o femeie brunetă. Este o persoană foarte concentrată, foarte sigură pe ea și ori îi plac bijuteriile acestei femei, ori este o femeie
care știe să se valorifice. Este o persoană pe care ceilalți o valorifică, da? Se uită la ea într-un anumit fel. Asta e surpriza pentru tine. Mai vrea un mesaj. Da? Și mai văd și faptul că cineva renunță la un control. Da? Renunță să mai controleze o situație, dar văd și o atracție foarte mare privind o nouă iubire, privind o nouă etapă într-o relație, privind un nou început. Da? Foarte interesant. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și nu uita să îmi lași un comentariu, să apeși butonul de like, să te abonezi acestui canal. Poți să apeși și clopoțelul, funcții gratuite pentru toți și astfel îmi poți mulțumi, astfel mă poți ajuta. De asemenea, îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri, dar și pentru că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. Te îmbrățișez cu mare drag, iar dacă și tu dorești citiri pe zodii, interpretări zilnice pentru fiecare săptămână, pentru fiecare lună, te aștept cu drag pe celălalt canal de YouTube. Ai link în primul comentariu, apar acolo multe citiri pe zi. Dacă ești interesat, te aștept și acolo. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și te invit și la o altă citire de pe acest canal dacă vrei să mai vizionezi.